fost o distracție în copilărie, eram tiner, aveam 20 de ani. Era clar că se interpreta, era o melodie a unui interpret de muzică lăutărească. Nu era prima dată când se punea muzica respectivă. Da, era la un chef la ce era? Era ziua mea de naștere. Era ziua mea de naștere. Pierdusem un meci la Brașov. N-am mai ieșit în oraș să nu vadă lumea că ieșim, că ne distrăm și așa mai departe. Am stat acasă, am comandat ceva de mâncare, niște prăjituri, care cine a vrut niște sirop de struguri, fiecare cu ce a vrut să se înfrupte din casă și... Bun, a trecut atâta vreme. Erați beți? Nu. Eu n-am băut până la 25 de ani nici măcar o bere. Și asta vă poate confirma cel mai bine Gabi Tamaș, de câte ori am fost șofer pentru el. A băut Gabi Tamaș și partea ta. Nu e. Asta am spus-o, mă repet. Sunt alți jucători, alți fotbaliști, alți băieți care se antrenează, joacă fotbal din când în când și așa mai departe, care beau mult mai mult decât o face Gabi sau alți jucători care au apărut în presă. Da, da, sigur. S-a dus bun. Doar că făcând 5 ieșiri și de 4 ori apare în ziar în diferite ipostaze, lumea te cataloghează într-un anumit fel. Însă, după cum bine știți pe Gabi, nu cred că l-a afectat niciodată, nici măcar nu o să-l afecteze în continuare. El și-a văzut de viața lui exact cum și-a trăit, exact așa cum a vrut el. Un băiat bun sau... Foarte bun. Prieten. Un băiat bun din toate punctele de vedere și prieten, poate de multe ori prea bun pentru unii care n-ar fi meritat. Da, e povestea în care anturajul nu joacă rolul cel mai fericit. Da, 100%, dar indiferent cine ți-ar spune și cine încearcă să te învețe, părinții, prietenii și așa mai departe, până nu te lovești cu capul de ele, tu singur nu te trezi la realitate. Corect. Bun, dar hai să ne întoarcem la Steaua e numai una. Și cine a avut ideea să pună tocmai melodia aia? Nu mai știu exact. Atunci, cred că era Cristi Pulhac, era cu laptopul, că pe vremea aia, vorbim de vremea aia, ca și cum trecuse, nu era cu telefoane conectate cu Bluetooth, cu boxe, cu așa, era o boxă cu jack conectată la laptop. Și de acolo, dar fuseseră mult mai multe melodii, printre care și aceea, o fată care era în casă cu un prieten de-al meu, coleg de la echipa națională de juniori. A înregistrat, cumva, par să le arate altora cum se distrează băieții de la Dinamo. Din greșeală, ieșit scandal. Și a ieșit atunci un scandal foarte mare. Iureș mare. Adică cum? Ce s-a întâmplat? Păi au fost suporterii, ne-au chemat la ședință, am fost amendați de club, huliți tot timpul după aceea pe toate stadioanele legat de această melodie, ca și cum am fi omorât pe cineva. Și asta nu mă refer doar la suporterii din Amovici, care până la urmă erau îndreptățiți că jucătorii lor cântau de o altă echipă. Ne-am asumat-o cu toții, ne-am plătit amenzile, polițele, ne-am întâlnit cu suporterii. V-a amendat rău atunci? Nu mai știu, până la urmă nici nu conta prea mult faptul că te amendează sau că nu te amendează clubul. Atmosfera. Atmosfera care era, pentru că odată la două zile tot mai apărea câte o știre legată de chestia asta. Și gândiți-vă că... Ei, nu vezi că au trecut 14 ani din noiembrie și tot se discută despre... Da, adică a avut un impact foarte mare. Și nu erau rețelele sociale de acum. Lucrurile rele se rețin și se propagă mai repede. Nu erau rețelele sociale de acum, că dacă aveam... Atunci TikTok-uri și Instagram-uri și eu mai știu ce. Vă dați seama cât era. Erați viral imediat. Făceam vizualizări de... Nu se există.